Întâmplare șocantă în localitatea Holda din județul Suceava. Vă avertizăm că urmează informații care vă pot afecta emoțional. Un bărbat de 33 de ani a fost împușcat mortal de un vecin în vârstă de 37 de ani, care încerca să sacrifice un taur cu ajutorul armei. Conform anchetatorilor, localnicul ajutat de vecinul devenit ulterior victimă a vrut să sacrifice animalul într-o anexă a gospodăriei. Taurul a devenit însă agitat, așa că bărbatul a luat arma de vânătoare pe care o deținea legal și a tras în el. Ca într-o scenă dintr-un thriller, glonțul a trecut prin corpul taurului și prin peretele grajdului, apoi s-a oprit în corpul vecinului aflat lângă peretele exterior al grajdului. Echipajul SMURT care a intervenit la fața locului nu a putut face nimic pentru a-l salva. În urma acestui eveniment a rezultat decesul bărbatului prin împușcare. La fața locului a ajuns o echipă operativă complexă, coordonată de polițist, dar și de către procurori din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Vatra Dornei. Sunt efectuate cercetări și verificări atât prin polițiștii judiciariști, cât și prin polițiștii serviciului arme explozive substanțe periculoase pentru a se stabili cu exactitate toate circunstanțele producerii evenimentului și a se dispune de măsurile legale necesare. Stăpânul taurului este inginer Silvic. Potrivit vecinilor, acesta anunțase că va sacrifica animalul și afișase chiar lista de prețuri pentru carne macră, coaste și carcasă.